Cioșcul vânzătorului de înghețat. Era odată o familie foarte săracă. Atât de săracă, încât de multe ori nu aveau bani nici să-și cumpere pâine. De alte bunătăți, cum ar fi ciocolată, bomboane, prăjituri sau altele, nici nu mai încăpea vorba. De câte ori trecea pe stradă vânzătorul de înghețată, fetița se uita cu mare jind la ceilalți copii cum mâncau cu poftă înghețatele mari și colorate. Vânzătorul o vedea de fiecare dată când se uită cu jind la înghețată și la ceilalți copii. Într-o zi o întrebă: tu nu ai voie să mănânci înghețată? Ba da, răspunse fetița, dar nu am bani, noi suntem foarte săraci. Vânzătorului îi se făcu milă de fetiță și îi dărui chioșcul lui. Acesta este un chioșc fermecat, îi spuse. Pregătește singur înghețata, trebuie numai să-i spui ce înghețată vrei. Dar când vasele sunt pline, să nu uiți să spui gata. Începând din acea zi, au avut parte de câtă înghețată au dorit. Într-una din zile, fetița plecă de acasă, iar mama ei dori să mănânce înghețată. Ciocolată și fistic, spuse ea, iar chioșcul în acel moment se apucă să facă înghețata. Pentru că mama nu știa cum se oprește, totul s-a acoperit cu ciocolată și fistic. Toată strada era plină cu înghețată când fetița ei se întoarse și spuse: gata! Dar înghețata deja ajunsese până la acoperișurile caselor, iar dacă cineva dorea să iasă din casă, trebuia să lingă înghețata ca să-și facă loc. Bucuria a fost mare pentru toți cei care locuiau pe acea stradă, fiindcă au mâncat înghețată pe săturate.